Binecuvântarea Domnului Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și să vă asculte de fiecare dată când aveți nevoie. Astăzi vorbim despre un alt dar. Un dar care dorim să fie în toate bisericile. Și să dăm citire din 1 Corinteni 12 cu 1. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voie să fiți în necunoștință. Asta însemnând că ele existau și trebuie să știe despre ce și cum e vorba. Versetul 2. Când erați păgâni, Știți că vă duceați la idolii cei mulți după cum erați călăuziți sau erați învățați sau acea cunoștință o aveați, cum scrie în versetul 1, nu voi să fiți în necunoștință. Deci atunci așa cunoștință aveați că mergeați la idoli, vă închinați la lucrurile care um, erau Pus și de cei care aveau un câștig. Vă închenați la. pe atunci vreau să spun, la Baali, Astarte și mulți alți zei. În zona grecească aveau anumit zei, zona romană erau anumit zei, și în fiecare țară avea zeii lor. Cum aveam și noi în România, pe Zamorxis, da, pe timpul dacilor. Și era un zeu războinic, și trebuia aduse anumite jertfe. Ei, aici spune Pavel: Când erați păgâni, adică fără să-l cunoașteți pe Dumnezeu, vă duceați la acele lucruri și slujați. Uh, în zilele de astăzi putem să spunem uh, Cine se închină la uh, sfinți, la Fecioara Maria, la uh, îngeri Biblia arată că nu trebuie să ne închinăm la nimeni decât uh, lui Dumnezeu Și să-i cerem prin Domnul Isus Hristos lucrurile de care avem nevoie Nu trebuie să apelăm uh, la Sfântul oricare dintre care sunt, au, au, fost sfinți acolo, cei 12, și plus că au mai fost adăugați mulți alții, încât fiecare zi din calendar are 1, 2 sau 3 sfinți. Și probabil să vor mai adăuga în timp. Ei, nu trebuie să ne închinăm la astfel de sfinți, pentru că suntem călăuziți greșit de acele persoane care dețin aceste informații. Și uite așa s-a construit catedrala neamului în România. Da, să trecem la lucrurile noastre care de ne sunt de mare valoare. De aceea, în versetul 3, vă spun că nimeni dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu zice Iisus să fie anatema. Adică Iisus Hristos nu are nicio valoare. Înainte puneau valori dar pe zei care îi aveau, dar nu vroia să creadă în Domnul Iisus Hristos. Și atunci nimeni nu putea să-L denigreze pe Domnul Iisus și să vină în biserică și de fapt să zică că noi ne închinăm lui Baal sau oricare alte zeități considerate de oameni. Și dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema și nimeni nu zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Ca să poată să spună Cineva Iisus este Domnul trebuie să aibă o cercetare din partea lui Dumnezeu personală să-și dea seama că Dumnezeu există cu adevărat. Iisus Hristos există cu adevărat și Duhul Sfânt este uh, cu adevărat o persoană. Numai atunci poți să spui că Isus este Domnul, este Salvatorul, este Mântuitorul, El este... Totul pentru noi toți, ca să avem viața veșnică. Dar asta se face prin Duhul Sfânt, după ce Duhul Sfânt te-a cercetat. Versetul 4. Sunt feluri de daruri, dar este același Duh. Deci, darurile le dă uh, același Duh uh, în funcție cum El dorește. În Versetul 7. Și fiecăruia ei să dă darul Duhului, sau rătarea Duhului spre folosul altora, sau celuilalt de lângă el, sau celorlalți de lângă ei. Versetul 10. Altuia puterea să facă minuni. Asta este despre ce vreau să vorbim astăzi. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Deci Duhul Sfânt dă în parte la fiecare sau la anumite persoane din cei ce cred în Dumnezeu în Sfânta Trinitate dă daruri în funcție de cât poate să, sau ce poate să lucreze în ogorul lui Dumnezeu. Am citit în Dex să văd explicația care au ei. Și spune în felul următor, acest dar, sau se referând la cuvântul de a face minuni, este un fenomen ieșit din comun Surprizător atribuit divinității sau altor forțe supranaturale sinonim ar fi miracole. Locțiune adverbială ca prin minune, dintr-o dată, pe neașteptate. Deci, cam acest aici umblăm la cum ar trebui să se facă acest dar sau să se, se întâmple. Deci, ca prin minune, dintr-o dată, pe neașteptate. Am găsit într-un site ortodox care spune așa. Minunea este o intervenție a lui Dumnezeu în lume, care amplifică sau depășește legele naturii, așa cum sunt ele cunoscute de știința omenească. Ca să dau un exemplu aici, din Biblie, când Ezechia a fost înștiințat că va muri și Dumnezeu i-a spus că i-a prelungit firul veții în urma rugăciunii, a cerut un semn și trebuiau să treacă acele cadranului ceasornic 10 ore înainte Deodată, sau să se întoarcă înapoi 10 ore, și după care să reia cursul vieții normale. Și a fost cerut ca să se întoarcă înapoi, ca înainte oricum merge, dar e logic. Și ar putea să facă, știu, eu, un salt de 10 ore. Dar a cerut să se întoarcă înapoi 10 ore pe cadran. După care să preia înainte acest timp normal. Bineînțeles, acest lucru s-a găsit științific că, că s-a întâmplat. Asta este o minune, o minune cerută de un om și, de, și Dumnezeu i-a dat această cerință a lui. Da? Deci, Dintr-o dată soarele n-a mai mers înainte, a mers înapoi, după care a preluat cursul normal. Asta este una din ceea ce se poate întâmpla o minune. Ceea ce trebuie să mă spun, o minune nu este o vindecare. O minune este o înviere din morți. Aia este într-adevăr o minune. Om declarat de doctor mort, și când biserica sau o persoană se roagă pentru acea persoană, dacă Dumnezeu binevoiește, acea persoană își va reveni la viață. Da? Aia este o minune. Că trebuie să facem diferența între minune și vindecare sau alte daruri care ar putea să le aibă oamenii din partea Duhului Sfânt. În om, mod obișnuit, minunea este văzută ca o transgresare, nu o încălcare a legilor naturale, prin intervenția unei forțe externe supranaturale. Da? Cum am mai spus, exemplu, cu soarele. În aceste lucruri uh, normale, naturale, pot, uh, poate interveni și. Uh, aceste intervenții de la Dumnezeu. Iosua 10 cu 12. Atunci Iosua a vorbit Domnului în ziua, când a dat Domnul pe amoriți în mâinile oamenilor lui Dumnezeu și a zis în fața lui Israel. Oprește-te soare asupra Gabaonului și tu luna asupra vei Aialonului. Și soarele s-a oprit și luna și a întrerupt mersul până când poporul și-a răzbunat pe vrajmașul lui. Lucrul acesta nu este scrisoare în cartea dreptului. Soarele s-a oprit în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă. Nu n-a mai fost nici o zi ca aceasta, nici înainte, nici după aceea când Domnul să fi ascultat glasul unui om, căci Domnul lupta pentru Israel. Când a fost scris acest lucru, cu siguranță știau că până atunci nu a mai fost așa ceva. Am auzit persoane care au spus că s-au rugat să nu plouă într-o perioadă de două ore sau trei ore când trebuia să facă un anumit lucru cu toate că anunțase ploaie, în zona în care a fost și trebuia să rezolve problema, nu a plouat. Dar nu avea acest dar, din ce știu eu, doar prin rugăciune. Da, ținând cu cont că darurile acestea sunt printre oameni, trebuie să-i cunoaștem pe oameni care se întâmplă. Dumnezeu face lucruri deosebite, minunate la rugăciunile noastre. Dar sunt și persoane care au dar să facă minuni. Minunile, cum am spus, unul din minuni este să învie cineva, ce este o minune. Să crească mâna cuiva, un deget, părul din cap. Deci, astea sunt minuni. O minune este atunci când un păcătos alege să slujească lui Hristos. Am citit uh, într-o carte, nu mai știu ce carte, uh, în America luase foc uh, niște păduri, pompierii nu făceau față, era o vreme foarte călduroasă, uscat totul și uh, nu mai știu perioada, să spune o zi, două, trei, de când ardea și nu mai se oprea nimic. Și de la primărie a trimis către biserică o persoană și a spus, du-te și spune-le să se roage să vină ploaia. Ăsta neîncrezător cum să te rogi să nu mai vină, să vină ploaia și să oprească focul păstorul care era acolo s-a dus și s-a rugat și le-a spus la cel care a venit după ora, nu mai știu exact ora, poate 8, 6, 5, 9, va veni ploaia. Du-te și anunță lucrul acesta. Ei, cum să se ducă el să anunțe acest lucru? Pentru că era de neacceptat. Și, totuși, s-a dus și a anunțat, și persoana care a fost la primărie a zis: atunci să ne pregătim că va veni ploaia. Înseamnă că el știa ce înseamnă uh, o legătură a unui om cu Dumnezeu. Ăstea sunt tipuri de minuni. Oameni care uh, au acest uh, dar. Din punctul meu de vedere, sunt mai rari. Pentru că nu știu să îl folosească, mă gândesc eu. Sau se folosește foarte rar și oamenii doresc să aibă niște daruri care să fie vizibil, să fie mai des folosiți și, uh, uite, așa să uh, facă să... Uh, aibă și el o prestanță acolo. Un alt lucru să vă mai dau. Atunci când o persoană poruncește unui duh necurat sau unor duhuri necurate să elibereze o persoană care este subjugată de duhuri necurate și acea persoană este eliberată. Exemplul biblic, atunci când dintre fiii lui ceva s-a dus la o persoană să fie eliberată de duhuri necurate, și a zis te jur pe Dumnezeul lui Pavel și pe Isus Hristos să ieși afară de numul acesta. Ei deja vroiau să poruncească duhurilor necurate, dar Duhurile Necurate le-a spus simplu. Îl știm pe Isus, îl știm pe Pavel. Voi cine sunteți? Așa că eu acum pot să vă spun. Dacă stați sub protecția lui Dumnezeu, Duhurile Necurate vă știe. Știe dacă sunteți sub protecția lui Dumnezeu sau sunteți sub protecția satanică. Și omul care era slăbănou, care nu avea puteri să te doar în pat, s-a ridicat și a luat la bătaie și a bătut pe toți și se merau dune astfel de putere. Așa că cine are un dar de a face astfel de minuni, poate să le facă doar cu Duhul lui Dumnezeu. Și omul poate fi liberat de duhurile necurate. Și zicem, Doamne, fă să fie cât mai mulți în bisericile noastre din trăștea bună, din trăștea răi. Și dacă cumva întreziște să vină vreun Duh necurat în biserică, cei care au această putere de la Duhul Sfânt să lucreze cu toată puterea. Mulțumesc din nou că ați venit să vizualizați aceste informații de care aveți nevoie. Dacă aveți întrebări, vă rog să le uh, puneți de sub, să scrieți comentarii și cu siguranță vă voi răspunde la fiecare. Orice dorință a voastră de care aveți nevoie, poate aveți nevoie de rugăciuni, poate aveți nevoie de eliberări, poate aveți nevoie de susținere duhovnicească, sufletească, trupească, familiară, puneți comenturile de sub. Noi ne vom ruga pentru voi și Dumnezeu va da izbând dacă El este atot puternic. Domnul să vă dea protecție, har și sprijin continuu. Amin.